La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit la radio. Pentru cei care nu sunt în mașină, dar au un calculator în față, trebuie să știți că ne putem și vedea pe pagina de Facebook La Radio sau pe site-ul Europa FM. Dacă săptămâna trecută am încercat să aflăm câte ceva despre un poet anonim al zilelor noastre, astăzi voi sta de vorbă cu cineva despre care credeți că știți totul. Vom vedea imediat dacă este chiar așa. Eu provin dintr-un oraș foarte mic, Miercurea Ciuc. Totul mi s-a întâmplat probabil pe undeva pe la 15-16 ani, când chiar la un moment dat a trebuit să-mi pun problema. Dar eu ce voi fi? Eu și când m-am dus la facultate, nimeni n-a știut că eu dau la teatru. Nici mama n-a știut. Dar să fie clar, la mine camera nu intră, da? De ce? Pe scenă mă simt ca acasă. E neaspirat, e ales de puta. Încerc să transfer această popularitate pe care mi-o dă televiziunea în teatru. Vine din pepiniera de talente antrenorului Moga și poartă un număr care a făcut istorie în fotbal. 10! Unii au venit cu mama, alții cu admiratorul. Mi-e ciudă că n-am timp mai mult de citit, fiind o mare pasiune a mea cititul. Timpul meu liber e timpul familiei. Să nu prea auzi de unde ai plecat. Asta îți ține măsura. Să înceapă Vocea României! Pavel Bartoș este așadar invitatul emisiunii La Radio. Bine ai venit, Pavel, să ne și auzim că te văzut, ne tot vedem. Da, m-a surprins acest... acest om care vorbea? De fapt, această prezentare. Da, prima dată mi-am zis, mă, e cineva cunoscut, seamănă cu cineva. N-am știut mult timp, dar după 30 de secunde, de obicei, mi-e atâta, îmi dau seama cine era. Atâta ți-a, 30 de secunde? În unele cazuri, în cazurile astea mai dificile, mi-a 30 de secunde, iar chiar acum a fost un caz foarte dificil. Cred că la secunda 31 mi-am și dat seama. Trebuie să le spun ascultătorilor că înainte să intrăm în emisie a făcut și niște exerciții foarte frumoase. Aoleu, ia fă-le puțin, să audă și lumea cum te pregătești tu să vorbești clar. Aoleu, da? Da, ia. Bine, e un exercițiu foarte cunoscut de mulți, mai ales actorii, ca să-și încălzească limba. Rege, paragraf, ararmus, că te vei dezoriginaliza, mă vei dezoriginaliza, când cel mai original dintre original nu se va dezoriginaliza, dar cum cel mai original dintre original nu se va dezoriginaliza, eu, rege, paragraf, ararmus, mă voi dezoriginaliza. Doamne, Doamne, originaliza, atât am reținut din tot ce ai zis până acum. E un exercițiu foarte bun, îți descleștează și, mă rog, și fălcile, și limba. Ți-am spus că una dintre cerințele emisiunii este ca invitatul să se prezinte în 20 de secunde, așa că ai să auzi imediat un cronometru și atunci când începe cronometru, tu trebuie să spui așa în 20 de secunde, cine ești? Autobiografia în 20 de secunde. Sunt Pavel, fiul părinților mei, sunt foarte mândru, sunt tată la trei fetițe, Sofia, Rita, Eva, soț al Ancăi, actor la Teatrul Odeon, prieten cu Smiley pentru cei care nu mă știu foarte bine, mă consider sociabil, Ai văzut că ai reușit? Da, abia mă încălzisem, Doamne. Doamne, am auzit foarte multe nume de fete. Da, m-am ales cu fete. Te-ai ales cu fete? Probabil că a fost o dorință a mea de când eram mic. S-a întărit când aveam vreo 15-16 ani și mă îndrăgosteam foarte des să fiu în preajma fetelor și uite că Dumnezeu mi-a dat ceea ce am vrut. Dar și fetele se îndrăgosteau de tine? Măi, erau cazuri, au fost cazuri. Bine, poate unul, hai să zicem maxim două, dar au fost cazuri. Au să fost zicem cazuri ca să fie la plural. Da. Da. Au fost cazuri. Au fost cazuri, au fost cazuri. Da. În facultate a fost ceva mai bine, eram atunci ceva mai slăbuți, aveam plete, urma să-l joc pe Romeo, așa că aveam o altă... Ți-ai găsit o Julieta. Da, bineînțeles. Da, cum era? Erai așa un tip romantic sau cum le cucereai? Sau nu, erai tot așa cu poante? Marele meu avantaj cu care m-a dotat natura, Dumnezeu, etc., etc., a fost acela... Cred că am un simț al umorului destul de dezvoltat și asta m-a făcut să mă descurc în foarte multe situații și am observat, fetele în general adoră oamenii care au simțul umorului foarte dezvoltat. Dar de ce bărbații nu adoră femeile care au simțul umorului? Adică nu crezi că e ba da, ba da, și reciproca e valabilă după 20 de minute. Da, după ce te-ai uitat bine la ea. După ce te-ai uitat bine, vezi că... E foarte important, într-adevăr, mai ales după o anumită vârstă. Acum, sincer, să fiu la 20 de ani, nu mă uitam dacă are simțul umorului sau nu-l are. Dacă îmi plăcea... Dar la ce te uitai? Mă uitam... Dar are ce? Mă uitam dacă...
care ce? Dacă nu e cu mama sincer. Ei. Dacă nu a, e dacă cu mama are libertate. Ei. Da, dacă are libertate. Uh-huh. Mă uitam, dacă eram, cum eram în Cluj, mă bucuram foarte mult să fie din Cluj, pentru că știam că atunci are o mamă care gătește și atunci știam că avem unde să ne ducem. Deci dragostea trece prin stomac. De multe ori a trecut în cazul meu, în cazul altora, nu știu, acelor frumoși extraordinari a trecut poate prin altceva. La mine de multe ori a trecut prin stomac și s-a menținut ca atare. Foarte mult te știu, bineînțeles, de la Vocea României, România au talent, de la Teatrul Odeon, dar puțin știu de unde ai apărut. Cum ai apărut tu așa prin București? De unde vii? Ce făceai înainte? Aoleu, eu, ca să mă prezint și mai bine, am făcut facultatea de teatru la Cluj-Napoca. Clasa profesor Marius Bodochi. Și atunci... Departe-i Clujul. Da, da, frumos e Clujul. Era frumos și atunci, să știi e că frumos și acum, foarte acum frumos. E și mai frumos. Am avut o facultate extraordinară, am avut o trupă de niște colegi extraordinari. Am fost 9 inși, dar era genul, mergeam împreună în tabere, mergeam împreună peste tot. Adică chiar am fost o trupă extraordinară de 4 băieți, de fapt de 5 băieți și 5 fete și 4 băieți. Acolo, după aia am jucat la Teatrul Național din Cluj, după aceea am crezut că vom face, să mergem toată trupa, pentru că eram atât de uniți, am zis, hai să mergem undeva să facem teatru cu T mare. Și ne-am dus la Teatrul de Nord din Satul Mare, crezând că vom face teatru cu T mare. Nu a fost chiar acel teatru cu T mare. Că era la Satul Mare? Nu neapărat, am crezut că va fi... Ni se promisese că va fi ceva de genul Piatra Neamț. Uh-huh, adică Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Dar acolo exista o efervescență, veneau mulți tineri regizori. Acolo n-a venit și când am văzut ce se întâmplă, am zis singura mea soluție, șansă să plec de acolo, deși orașul era minunat, oamenii erau minunați, am jucat niște roluri minunate, dar simțeam că miza nu e aia pe care o doream. Și atunci mi-am făcut un one-man show cu care m-am dus la Gala Tânărului Actor. Am câștigat Gala Tânărului Actor de la Costinești și după aia am fost chemat la Teatrul Național din Timișoara. Mă rog, a fost ceva extraordinar. Eram invitat de către Teatrul Național din Craiova, de către Teatrul de Tineretului din Piatra Neamț, exista Teatrul Mondi. Adică aveai dintr-o dată foarte multe da, oferte. Da, și chiar a fost una dintre cele mai dificile serii. Ce să aleg? Adică, pentru că era o decizie foarte importantă. Dacă aveam măcar o singură opțiune, știam, aia e singura și acolo mă duc. Dar am decis, pentru că acolo se făcea o stagiune a tinerilor regizori din Uniunea Teatrală Europeană. Și am decis să mă duc acolo. M-am dus, 3 ani de zile am fost acolo. A fost extraordinar pentru că acolo este un loc aparte. În acea instituție ai și teatru maghiar, ai și teatru german, ai și opera națională. Ei bine, eu am jucat în toate aceste instituții. Nu, mai puțin german. Mă pregăteam pentru teatru german. Știam doar Ich liebe dich și Auf Wiedersehen. Suficient. Da, și după, acolo m-am și... însurat, am găsit-o pe aleasa inimii, jumătatea mea. Jumătatea ta, cea mai importantă. Cea mai importantă. Și după aceea a fost un concurs la Teatrul Odeon, erau vreo 400 de inși, nici nu vreau să vin, pentru că mi-era foarte bine acolo la Timișoara, dar era Carmen Tănase, chiar făcusem un film cu ea și a zis, nu, tu trebuie să vii la București, pentru că n-avem tipologie la Teatrul Odeon ca ta. Dar am zis, uite, sunt 400, am văzut, erau nume mari, erau Florin Piersic Junior, era Adamilea, adică erau niște nume și am zis, mă, nu știu ce caut eu printre ei. Deci până la urmă, vino. Carmen Tănase te-a dus la București, dacă ar ceva fi, de să, genul ăsta. Dacă ar fi deci, să o luăm așa. La sfatul ei. Știi ce vreau să te întreb? Ai moștenit de undeva talentul sau crezi că de undeva din familie vine asta? Aș vrea să cred asta. Din păcate, tatăl meu s-a stins prea repede, ca să-mi dau seama de unde. Dar am avut un bunic dinspre partea mamei, era foarte înțelept, foarte pișichier, adică... Hâtru. Era hâtru, avea vorbe, avea maxime. Era un om dintre ăsta care când dimineața se trezea, avea pălinca lui, se trezea, își făcea, era înviorarea, se ducea, avea slana lui, ceapa lui, mergea la muncă. Nu, avea multe vorbe de duc, din păcate multe nu pot fi spuse la televizor, dar avea... Și am văzut că era tot timpul înconjurat de... Și ai zis, ăsta trebuie să fie, asta e cheia succesului. Nu neapărat, dar acum gândindu-mă de unde vine crezi talentul, că probabil că din zona aia, adică din zona bunicului dinspre partea pentru mamei. Că n-ai putea să spui neapărat că ai avut o copilărie extraordinar de veselă, nu? Sau de... Aș minți să zic, până la un anumit moment a fost cum mi-aș fi dorit, dar știi cum e de la 16 ani când ți se întâmplă lucruri... La 16 ani l-ai pierdut pe tatăl tău. Da, da. Și atunci, dintr-o dată, a trebuit să devin capul familiei, pentru că eu eram cel mai mare din familie, eram 4 copii și dintr-o dată a trebuit să devin
Să-i ajuți. Da, să-i ajuți, efectiv asta. Pentru că îmi amintesc și acum când am dat la facultate, eu eram deja angajat de pe vremea liceului, eram angajat ca să-mi ajut familia și a fost așa un mare semn de întrebare, am zis ce să fac, să rămân angajat ca să-mi ajut familia mai departe sau să dau la facultate și după aia pot să-mi ajut mai bine familia. Dar mama ta a știut când ai dus să dai examen la facultate? A fost așa cu jumătate de gură. Mama era, ea e un om foarte simplu. Ea era, a mers pe principiu, dacă doamna dirigintă de la liceu i-a spus că da, poate să meargă la facultate, să meargă. Da, pentru ea dacă mă angajam era la fel de bine. Bine că și-ar fi dorit să fiu un om mare, să fiu un om mai mare, dar nu și știu, uite că nu până la urmă așa s-a întâmplat. Da, drumul da, oricum nimeni n-a știut că am dat la actorie, toată lumea știa că dau la drept. A. Pentru că fiind în Miercurea Ciucă, toată lumea îți spunea, mamă, cine, tu n-ai pile, unde te duci, nu te știe nimeni. Și atunci doar ca să scap de această pledoarie atunci... Și nu, și oricum, cine avea încredere în cineva care se ducea la teatru? Adică teatru da. Era atunci așa un fel de hobby, oricum puteai să trăiești nu, din teatru. Dar adică... Nu neapărat teatru. Atunci, pe vremea mea, chiar se intrau, erau vreo 30 pe un loc. Da. Acum există. Nu, era incredibil de greu. Da, era dar voi acolo v-ați făcut la facultate, aveați, mi-ai zis, o gașcă, nu? Adică aveai, mai da. Ții legătura cu colegii tăi, suntem, cu prietenii cred tăi că de prima atunci? Generație de la Cluj care ne întâlnim din 10 în 10 ani. Serios? Da. Și bine, acum urmează întâlnirea de 20. Și nu știu, de exemplu, nu știu, aveai un prieten de suflet da, cu aveam, care aveam, erai tot timpul aveam, sau da, cu care aveam. Mai ții legătura? Da. Adică țin, în general, țin cu toți puiul. Ardelean Ioan, era un coleg, doamne, era senzațional, adică era mai mare, era fratele mai mare pe care mi-l doream, că știi cum e la un moment dat când dispare, cum să zic eu, figura bărbătească din familie, da. Știi, aine, un și la un moment dat, tot, mă rog, muncind, tot făcând, tot, ai nevoie la un moment dat și tu să te relaxezi și atunci ai nevoie de acea imagine, hai să zicem, bărbătească și în viața. Și ți este în continuare foarte drag acest om. Da, mi este foarte drag. Din și păcate, crezi că și distanța... tu lui ești la fel de drag în continuare? Nu știu, sper. Adică... Ia să vedem. Chiar vreau să spun că este absolut la fel. Bine, Ioi. Anii își spun cuvântul și experiența, dar ca și suflet, la asta mă refer. Mă refer la bunătatea și la felul în care privește lucrurile și felul în care te face și pe tine și chiar dacă ești trist, chiar dacă ai vreo problemă, te aduce și te are un farmec personal. De fiecare dată mi-aduc aminte cu plăcere și râd ca un nebun. Eram în anul 2 sau 3, în orice caz, Revelionul 95-96, știam că el nu are unde să meargă, să-mi zic, hai, vino, vrei să vii cu mine la Bușteni? Sigur că da. Pe când am ajuns acolo, nu aveam pe nimeni, nimeni nu era în Bușteni. Ne-am trezit în data de 29 decembrie, umblând pe străzile României și am ajuns să stăm în stradă. Am ajuns să dormim pe holul hotelului. Am dormit pe fotolii și de câte ori se deschidea ușa de la lift, ne trezeam și aveam o conversație. Noi nu doream să mergem în cameră, noi eram pe holul hotelului. Și noi și până la urmă ați petrecut și Revelionul pe hol? Nu. Am luat decizia să luăm un tren și să mergem la Brașov. Dar totul s-a transformat într-un revelion care să-mi aduc aminte cu cere de fiecare dată. Wow. L-am găsit pe puiul. L-am găsit, Doamne, nici nu vrei să surprize. Știi câte povești mi-a spus. Da, aoleu. Da, adevărul e că eram împreună zi de zi. Deci, nu, au fost, ăla a fost chiar un revelion de pomină, Doamne. Ați mai făcut boacăne, nu, împreună? Da. Știu că am mâncat în gara din Sinaia, că am zis, hai să mâncăm frumos, ne-am pus frumos pe bancă, aveam de toate, aveam. Pentru că eram pregătit la frigul care era, să mă ierte Dumnezeu. Și după aia am mâncat, ne-am pus bagajele la bagaje de mână și după aia am stat să colindăm, să vedem pe unde putem dormi. Nicăieri nu era un loc de cazare. Păi mi-a zis că nu prea vă lăsa, că erați, tu aveai părul lung și ochii albaștri, el avea părul lung și ochii da, și toată lumea zicea, și am avut o tentativă să ne primească cineva în gazdă și a zis, bine, și prietenele voastre, și am zis, nu, că noi urma să venim aici la o gașcă. A, deci nu aveți prietene. Cred că mi-am inteles, că zicea, da, mi-am inteles, din păcate vin verișorii, nu știu, dinspre mama, dinspre tata, așa că nu vă putem caza. Deci am avut multe, multe pățanii. Din da, mi-a povestit că ați avut chiar o studenție foarte frumoasă și că erați și colegi de cameră și... Nu, era, adică... Ce frumos că ați păstrat legătura. Foarte, da. Cu aproape toți. Chiar, adică, mie asta îmi place, că am întâlnit oameni și dincolo de oameni am întâlnit prieteni. E foarte, știi, în ziua de azi e foarte greu chiar să întâlnești prieteni.
Poate că depinde foarte mult și de tine. Ai știut să-ți faci prieteni. Că probabil, oamenii se întâlnesc Dumnezeu, de-a lungul vieții, Dumnezeu, dar nu înseamnă că neapărat rămân prieteni. Da, uite, bunicul meu de care îți spuneam, el avea o vorbă mare. Zicea, domnule, nicio întâlnire în viață nu e întâmplătoare. Când câte piese joci în momentul ăsta? Uf, la Teatru Odeon în 6 piese. Doamne. Gaițele, Liniște, Sărut, Acțiune, Titanic Vals, Aventurile lui Habar N-am, CFR, Cometa, Copilul și Cățelul, Natură Moarte cu Nepot Obez. Pe urmă ai tot ce înseamnă televiziune? Da. Ai proiecte noi, bineînțeles? Da, normal. Cu filmul măcar ai luat un pic pauză sau pregătești ceva? Cu filmul, ceva? Îmi doresc. Aș minți să zic pregătești ceva. Nu s-a arătat încă nimic dar foarte concret. Dar ești deschis ofertelor. Dar sunt deschis și dacă nu va merge, așa, probabil că voi lua frâiele în mână și voi deveni propriul meu producător. Înseamnă că tu stai cam puțin pe acasă, bag eu seama. Aș minți să zic că stau foarte mult, dar cred că stau mai mult decât își imaginează lumea. Pentru că, uite, acum proiectele de televiziune oarecum sunt înregistrate. Și atunci perioada, ai timp să stai și acasă. Atunci chiar am timp să-mi duc copilul la pian, la dans, la școală. Bine, nu la 7 dimineața. Mi-e greu să mă trezesc. De aceea o admir pe soția mea. Dar am momente când... Dar pot să le iau. Și chiar îmi face plăcere acest lucru. Mi-ai zis că ai cunoscut-o pe soția ta când erai deja la... Da, la Timișoara. La Timișoara. Și cum a fost povestea? Cum ai remarcat-o? Am remarcat-o, arată foarte, foarte bine și eram atunci, încă eram un tip, hai să zicem, în ghilimele rebel, încă căutam alte lucruri decât marea iubire sau marea dragoste. Și pur și simplu lucrurile au devenit, adică ea nu, știi cum e, n-a fost ca toate celelalte, domne, parcă zici că-s 300. Doamne. A avut ea ceva special. Da, a avut ceva special și nu s-a lăsat. Cred că un an de zile am... Asta e cheia succesului, să nu te lași. Probabil, adică în cazul meu. Și tu ce făceai în timpul ăsta? Adică cum încercai să o cucerești? Mă întărâta și știi cum e? La început acționez cu metodele specifice vârste, știi? Știi cine sunt eu? Eram, cucerisem Gala Tânărului Actor, eram o mică vedetă sunt la Timișoara. Sunt tânărul actor. Adică, n-a interesat-o. Și după aceea încep să dai tot ce ai mai bun în tine. Să fii romantic, să fii sensibil, adică să lași umorul. Adică scriai, s-a întâmplat cântai, și asta. Ce făceai? De cântat încă n-am cântat, pentru că n-am vrut să o îndepărtez. Încă nu ajungeam la performanțe foarte mari. Dar căutam foarte multe lucruri romantice. Să o surprind în anumite locuri, să o duc în anumite locuri, să-i arăt o parte, pentru că, într-adevăr, după stând și gândindu-mă, cred că în primele două luni am fost un tip foarte insuportabil. Adică, din perspectiva ei, cunoscându-o acum cum e ea. Și atunci mi-am dat seama... Dar totuși a rezistat. A vrut răbdare să te cunoască. Și pe ea a prins-o, dar a zis, nu în forma asta. Și, până la urmă, a fost Pavel Bartos și în forma pe care a vrut-o sau apropiată dorințelor sale. Și face și mâncare bună? Ioi. Dar nu că face, deci este extraordinară. Adică, sincer să fiu, nu știu dacă ea știa foarte mult să gătească de acasă, de când era mică. Când am cunoscut, ochiuri și cu cartofi prăjiți erau bine alea cunoscuți. De bază. Dar a ajuns la niște performanțe, știe să gătească mâncăruri ardelenești, știe să facă sarmale, știe să facă salată băf. Adică, uite, eu abia aștept să vină acum Paștele. Nu mai spune că eu aici Doamne, cu salată băf îmi curge apă în gură. Vai, deci abia aștept să vină Paștele. Face drob. De mie, adică, nu pot să cred. Nu. Face și drob, arată și cum arată, te așteaptă cu copiii acasă. Nu, sunt un norocos. Dar e în realitatea, nu e pe calculator. E în realitate, este a mea și mă mândresc cu ea. Ce avea ea? Acum ți-ai dat seama și acum, fii atent. Și de când cu Masterchef-ul și toate astea, acum și-a luat și o carte de painting, de nu știu ce, adică nu mai e oricum în farfurie. Nu mai pot. Eu acasă mă simt ca la restaurant. Dar acum îți dai seama, după atâția ani, ce a avut ea special de pe ea, ai vrut să o cer de nevastă? Da. M-a luat așa cum sunt. Bravo. Și fetele tale cum sunt? Celelalte micuțele? Doamne, cred că alea sunt... Seamănă cu ea, cu tine? Dacă Anca, o consider principala mea calitate, ele sunt, cum să zic eu, premiile mele de interpretare. Oscarul, Cezarul și Ursul de Aur. Palm d'Or. Adică, nu știu, în cuvinte e prea, adică pot foarte ușor să caz în clișeu.
să zici ceva despre un lucru foarte drag ție sau, nu că drag, care... Esențial. Nu știu, esențial, adică ca apa, aerul, ca orice. Și atunci, nu știu, trebuie să trăiești lucrurile astea. Dar ele, ce crezi că le place lor cel mai mult la tine, fetelor? Cred că, în primul rând, câteodată le place că și eu pică mintea copiilor. Destul de des. Vrei să vedem dacă e așa? Aoleu. Ia. Rita, spune-mi cum e tata. Bun și drăguț. Și mai cum? Amuzant. Nu e niciodată rău cu voi? Nu. Ah, ce bine. Și Valintă? Da. Cum vă zice când Valintă? Pisicuță. Dar spune-mi, ție ce-ți place cel mai mult la el? Să se joacă cu mine. Ce vă jucați voi împreună? Nu te supăra, frate. Ah, și nu se supără, nu? Nu, tati, te iubesc foarte mult până la lună și la stele de 100 de ori. Îți mulțumesc foarte mult. Mi-o dai și pe Eva la telefon? Da, alo, da. Bună, da. Eva. Spune-mi și tu cum crezi că e tatăl tău? Dacă te întâlnești așa cu un copil, cu un coleg de-al tău și te întreabă, cum e tata? Tu ce-i zici? De multe ori m-au mai întrebat. Păi tata e acea persoană în care poți să ai încredere. Un om sincer, cald și care te ajută când ai nevoie. Și e mereu așa simpatic cum îl vedem și noi la televizor? Da, și chiar mai simpatic. Ha. Da, nu se supără niciodată? Nu e ursuz? Nu. Nu? Și ție ce-ți place cel mai mult la el? Când doarme. Iarna, când mă dau cu Sania și când mă vede când schiez. Tata, te iubesc și când ești plecat mi-e dor de tine și vreau să fim împreună din ce în ce mai des. Mă dai și pe mami la telefon? Da. Bine, hai, te pup. Și tu, Sofia, ceva. Vin și tu, tata, ceva. Anca, mă auzi? Da, te auzi. Cum e Pavel ca soț? Cum e la casă? Când este acasă, este cel mai amuzant și mai pacifist și liantul cel mai bun între noi toate. Cel mai și cel mai tare îmi place faptul că e alături de noi și îmi plac lucrurile mici pe care le face, lucrurile pe care le face orice om normal și care îl definesc pe el ca om. Și care îi definesc prezența lui în casă, pentru că odată sunt de vorbă cu Dorina Lazar, după moartea soțului ei, ne-a spus că cel mai dor este de micile chestii pe care le făcea soțul ei și care îi lipsesc și pe care atunci când el era în viață, ea le condamna sau îi le reproșa. Aceste mici tabieturi pe care le are, mici chichițe pe care le are, pentru că așa ne dăm seama că el e alături de noi în permanență și ne face fericite. Ai și tu prilejul, ca și fetițele, să-i spui ceva. Nu i-am spus niciodată că îi mulțumesc foarte mult că m-a ales să fiu soția lui. Ai văzut? Mamă! Ai văzut ce zic fetele tale despre tine? Cum ați scos cuvintele astea? Fai. Nu știu. Am așa un... Da, da, uite, de obicei eu sunt în postura în care gestionez emoțiile celor din jurul meu, dar acum chiar m-au năpădit emoțiile. Doamne Dumnezeule, vezi? Am o familie minunată. Da, sunt un norocos. Bine, hai ca să trecem de aceste emoții, să revenim un pic la profesie. Spune-mi, cum te pregătești tu pentru intervențiile tale în emisiuni, de exemplu? Pentru intervențiile mele, nu știu, adică n-am o formulă anume. Uh-huh. Îmi plac, sincer să fiu, îmi plac foarte mult live-urile. Pentru, da, am văzut, toată lumea e nebunită. Îmi dă o adrenalină fantastică, pentru că știi când începe, știi cât se termină, știi ce trebuie să gestionezi, cât trebuie să gestionezi. Îmi place și cel mai mult îmi place că fac aceste lucruri într-o echipă minunată, pentru că este foarte important să știi că cel de lângă tine care doar se ocupă de cameră sau cel care se ocupă de recuzită, da, își știu treaba foarte bine, îți dă o relaxare. Dar mai ai emoții? Da. Ai emoții, nu? Da, sunt constructive, cred că deja le gestionez la modul ăsta. Chiar îmi fac bine, mă fac și pe mine să fiu natural, uman, pentru că acum nimeni nu cred că iubește perfecțiunea. Și toate glumele și toate, nu știu, toate
mai muțărelile alea superbe pe care le faceți voi acolo, le aveți cumva pregătite sau sunt pur și simplu așa vă vine? Cum să zic eu? Pentru că ne cunoaștem, cel puțin în cazul meu și al lui Smiley, pentru că ne cunoaștem foarte bine și dincolo de cameră, dincolo, suntem prieteni foarte buni. Lucrurile ne vin. Noi știm foarte bine să jucăm situația. Uh-huh. Și dacă un concurent sau o persoană ne pune în situația potrivită, Pur și simplu începeți. Da, chiar începem. Dar cum te-ai împrietenit tu cu Smiley, care este, nu știu, un puște așa, nu? Pentru... Nu e, știi, nu că noi e. Am fi bătrân, lumea dar... ia puști. El are o maturitate fantastică. Pe mine cu asta m-a surprins foarte mult. Adică ai avut și tu lucruri de învățat de la el? Foarte multe. Ce? Eu, în primul rând, nu l-am auzit pe Smiley în viața lui, dar în viața lui să vorbească pe cineva de rău. Dar să zic așa, știi, nu că ăla e așa, nu. Zice, domnule, poate în momentul ăla n-a fost în cea mai bună formă. Poate nu i s-a potrivit. Poate... Dar pe nimeni, adică niciodată nu l-am auzit vorbind. Are așa un bun simț, o bunătate. Bine, și după aia, cunoscându-i părinții, mi-am dat seama cât fac cei 7 ani de acasă. Și despre muzică? Te-a învățat și despre muzică? Te pune la curent? Te ține la știi curent? Știi cum e? Mie mi-a deschis o altă lume. Probabil că asta a fost meritul producătorului, să aducă două persoane din lumi diferite. Lumea teatrului și lumea, adică lumea actoriei, că nu neapărat doar a teatrului, și lumea muzicii. Eram două lumi care, deși, cum să zic, fac parte din showbiz, sunt totuși destul de diferite. Și am ajuns să ne completăm. Plus că... noi, ca și caractere, suntem un pic diferiți. El este un pic mai calm, nu știu ce. Eu sunt mai apucat și el are și o vorbă. Zice, Pavele, tu fă, eu mă iau după tine. Asta într-un fel e normal. Da. Acum m-am hotărât să te omor astăzi, așa că o să vedem ce a învățat el de la tine imediat, că ne spune și el. Doamne! Deși e în America. Hai! Doamne! Cine... Siguranța noastră, acest apel va fi... Cine e Pavel Bartoș? Pentru mine este un prieten de nădejde și un mare actor. Ne-am împrietenit, cred că, din prima clipă în care ne-am cunoscut. E un tip de la care ai multe de învățat și profesional, dar și din punct de vedere al vieții în general. De la el am învățat să dăruiesc mai mult și învăț încă, am libertatea asta de a fi comic fără să mă gândesc la consecințe. Care e cea mai plăcută amintire cu el? Cea mai recentă amintire cu el și cea mai plăcută este vizita mea împreună cu toată familia mea la el acasă. M-a trecut aproape un zi întregă alături de ei și m-a simțit să văd ceva. Pavele, te iubesc foarte mult și mi-e foarte dor de tine. Abia aștept să ne strângem în braț. Mamă, deci m-ați omorât cu emisiunea asta. Eu simpatic. Am crezut că... Da. Simpatic, Smiley. Da. Dar da. Chiar te iubește, să știți. Ce frumos vorbește despre și tine. Și eu pot să zic că, adică, chiar n-am nicio reținere când pot, adică, cred că este singurul bărbat din viața mea care pot să zic fără nicio reținere și fără să se înțeleagă absolut nicio tâmpenie, care să zic pur și simplu sincer, te iubesc. La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Reamintesc ascultătorilor noștri că invitatul meu de astăzi este Pavel Bartoș și că ne poți și vedea chiar acum pe pagina de Facebook la radio sau pe site-ul Europa FM. Acasă ți-aduce aminte de Crăciun, mi-ai zis. Da, îmi creează o senzație de Crăciun, de știi cum e, pentru mine Crăciunul, pentru că eu tot timpul mă înconjor de cei dragi, îmi dă tot timpul sentimentul de acasă. Chiar în preajma Crăciunului fac orice sau fac tot posibilul ca să fiu alături de cei dragi mie. Și atunci îmi dă sentimentul ăsta de Crăciun. Doamne, uite, acum iarăși aștept Crăciunul, deși vine Paștele. Și Paștele e frumos, foarte frumos. Așteptăm iepurașul. Surprizele nu s-au terminat, pentru că mi-ai spus că pe tine, de fapt, te-a adus la noi, da? Carmen Tănase. Aulă. Am rugat-o să vină și ea să ne spună cum a făcut și ce a văzut la tine de te-a găsit și te-a chemat. Și uite, intră Carmen acum încet așa. Și ce? Doamne, neva! E frumos da. Așa? Că am venit acasă la... Doamne, la miezul nopții, nu e la miezul nopții, la miezul zilei. La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Bine, eu nici sunt nu cred că poate să iasă ceva foarte frumos dacă nu reușești să creezi o echipă și să te simți bine și să... Nu? Nu e știu, că noi am lucrat, am avut noroc numai de echipe, dar am auzit că sunt și alte chestii. Da, dar nu cred că pot să iasă la fel de bine, chiar nu cred. Nu știu, știu. Pentru ce că până la urmă este nu știu, e o treabă de stare tot ce înseamnă o piesă. De ce nu, nu mi-ai spus că se filmează? Aoleu, Doamne. Deci așa ceva? Da. Tu știi ce bine arăți?
Lasă-mă în vrem pace. Vrem să-ți vedem ochii albaștri. Da, bine, mulțumesc. Da. Așa. Mi-am luat ochelari noi de la profi. Da, să știi că sunt ochelari de vedere de la profi. Da, să știi că sunt foarte se frumos la caserie. Și se asortează cu ochii tăi. Aoleu, da, e dreptat. Așa. Trebuie să-ți zici de la un supermarket. Să mă duc la caserie. Da, de la un supermarket cunoscut. Da. Crezi că este foarte importantă calitatea unui om și în ceea ce înseamnă actorul respectiv? E foarte importantă orice meserie ai profe. E cea mai importantă calitate a unui om, orice îi face. Și dacă ești cercetător, e important să ai calitate, să cerșești cu calitate, înțelegi? Cum să nu fie important? Păi nici nu aș putea să... Adică eu nu știu să fac echipă cu oameni care sunt ipocriți, care vorbesc pe la spate, care... Nu aș putea să stau alături. Și de astfel de oameni. L-ai simțit pe Pavel de la bun început că e da, un om nu, dintr-un da. Aluat bun? Da. Pavel este cel mai fericit om pe care eu îl cunosc, nu pentru că are de toate și atunci e împlinit, că el cheamă fericirea la el, domne. Înțelegi? Adică el e genul care e tot timpul vesel, optimist, orice s-ar întâmpla se rezolvă, nu-i nicio problemă, tonic, și atunci atrage numai lucruri bune. Nu știu, eu îl invidiez, pentru că eu nu sunt așa, de exemplu. Mă enervez, văd toate defectele, mă enervează la televizor politica, în jur de toți aia, sfinții, nu știu ce. El n-are nicio treabă, el e zen. Dar poate că nu e, poate că doar așa ne arată nouă, nu? Nu, așa e el, el e fericit. Așa ești tu? După atâția ani nu mai poți să minți, adică poți să, cum să zic eu, să fii așa, poate te ține un an, doi. După aia, dacă nu ești așa, nu, se el e baterie. Născut așa, el e născut să fie fericit și să împrăștie bună dispoziție în jur. Da, și mulțumesc lui Dumnezeu că mi se întâmplă aceste lucruri. Adică nu pot să zic că am avut un destin fericit de când m-am născut. Ți-am și spus că de ce mi s-a întâmplat, dar... am știut să trec și să iau partea bună din toate. Probabil că așa a fost să fie. Mi s-a dat ca atare, ca să învăț și niște lucruri. Și poate că lucruri. Este așa cum zice Carmen, depinde ce atragi. Da, adică faptul că tu îți dorești să fii fericit, îți dorești să împarți ți-am fericire, și spus atragi că fericire. Tocmai de-aia mă și înconjor de oameni care cumva corespund cu mine, care radiază la fel. Adică este foarte important. Că e clar că nu poți să te întâlnești, doar cu oameni care sunt fericiți, dar calitatea umană, ceea ce întâlnirile, eu tânjesc după întâlniri umane și profesionale în același timp, iar Carmen este o întâlnire umană și profesională în același timp, deci sunt un om fericit, cum e și Smiley. Ce să zic? Dar el vede întotdeauna partea bună a lucrurilor, știi? Partea plină a paharului. Asta e mare lucru. Așa e el născut, e clar asta. Că oricât aș vrea eu să văd partea plină, firar să fie, că numai pe aia goală o văd. Înțelegi? Doamne, dar ce zodie ești, Carmen? E Capricorn, dar bine, mă ajută și contextul, înțelegi? Adică... îți dăm destule motive. Carmen, îți mulțumesc din suflet și... Eu mulțumesc. Ce să spun, îți mulțumim, eu ce să mai zic, îți mulțumim eu... toți că l-ai amenințat să vină la București. Dar nu e ziua lui, nu? Că el, no. el e pe... În fiecare zi e ziua mea. Bine, da, asta în fiecare știu. Zi e ziua lui, dar putem să-i spunem. Ziua odată, amândoi, da. Că suntem la interval de câteva zile. Am făcut cel mai zile, mare chef din teatrul lor. Și eu eram Shakira și el era Brad Pitt. Da. Doamne, dar și ce asemănare, ieșit, ce dar ce asemănare. Da, ea a mai avut ceva probleme la Shakira, dar eu la Brad Pitt eram... Era leit. Măi, leit. Zici că... Leit, noroc că n-a trecut Angelina Jolie pe atunci pe la Teatrul Odeon. Deci, dacă ăsta cred că... Shakira, îți mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc mult mulțumesc de tot. Frumos. Pe tine Carmen trebuie să te mai țin un pic. Iubește-o, pupo, da. Pe tine te mai țin o secundă. Da, eu n-am mersi, avut iubire. Îți mulțumesc din suflet. Cum n-ai avut căști? Ai avut căști și nu ți le-ai pus. Ba da. Așa. Back to back. Brad Pitt și Angelina Jolie. Eu am să spun un cuvânt și tu ai să-mi răspunzi tot printr-un singur cuvânt care îți vine în minte în momentul în care l-auzi pe al meu, da? Aoleu. Hai. Dragoste. Anca. Sex. Oh. Asta nu e un cuvânt. Aoleu. Curaj. Carieră. Bani. Mulțumesc. Miercurea Ciuc. Acasă. Talent. Fericire. Frică. Vacanță. Familie. Perfecțiune. Vreau. Frumusețe. Copiii mei. Urma copii. Aoleu.
Mulțumesc. Umor. Prietenie. Smiley, Carmen și alți încă 87 de, alte 87 de persoane. Putem să ne întoarcem și să știi că următoarea secțiune se numește 10 întrebări esențiale. Aoleu. 10 întrebări esențiale. Aici ai voie să răspunzi cu mai multe cuvinte. Ce ai face dacă ai câștiga 1 milion de euro? Nu știu, de obicei nu cred în banii câștigați așa peste noapte. Cred în lucrurile venite pas cu pas, pentru că atunci știi să le apreciezi. Nu știu, probabil că, deși sună clișeu, nu știu, m-aș implica în foarte multe lucruri ce țin de copiii mici. Spune-mi ce înseamnă, care nu lux. Au avut o șansă, ce înseamnă în lux pentru tine? Să dorm mai mult de 10 ore. Pentru ce ai face orice sacrificiu? Pentru familia mea. Ești fericit? Da. Sunt. Când sunt sănătos. Când te-ai simțit mândru? Atunci când am reușit la facultate, atunci când m-am măsurat, atunci, auleu, când au venit fetițele mele pe lume, atunci când s-au dus în prima zi la grădiniță, când s-au dus în prima zi la școală, când au venit cu primul 10 sau cu primul A. Când au schiat. Când au schiat, da. Ce ai face dacă ai ști că săptămâna viitoare este sfârșitul lumii? De obicei nu cred în astfel de lucruri, dar dacă ar fi sfârșitul lumii, cred că am făcut, sau știi, în fiecare zi eu mă culc, vreau să mă culc cu ideea că tot ce am putut să fac în ziua aia am făcut. Tot ce a ținut de mine. Așa că dacă e să fie... Ai făcut tot ce putea fi făcut. Da. Sex dimineața sau seara? Depinde. Când ai plâns ultima dată? Acum. Ce înseamnă eleganță pentru tine? Scena. Scena. Actorul în sine. Care e rolul bărbatului pe lumea asta? Nu știu, eu îl văd pe bărbat, știi cum e cochilia de la scoică? Așa îl văd pe bărbat. Adică trebuie să protejeze. Trebuie să protejeze. Da, și să... Nu știu, Doamne, uite ce... Vezi, în sfârșit niște întrebări profunde. Care este rolul bărbatului? Da, dar de fapt așa îl văd, pentru că eu, rolul bărbatului este și acela de a fi soț, acela de a fi tată, acela de a fi copil, bucură-te cât ești copil, știi vorba aia, că eu mă bucur că de 1 iunie mi se mai spune la mulți ani, pentru că mi-a spus cineva, cât ai părinți, ești copilul cuiva. Da, cred că ăsta e rolul bărbatului. Rolul bărbatului să fie și temător, pentru că atunci se poate pune în gardă, este să fie curajos, de a da, adică sunt multe valențe. E ușor să pici în patetism sau în clișee. Dar cred că rolul bărbatului este acela de a avea o femeie lângă el. Pavel, îți mulțumesc foarte mult pentru că ți-ai găsit o oră să stăm de vorbă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM, pentru atenție și vă aștept sâmbata viitoare cu noi povești spuse de oameni dragi. O zi excelentă tuturor! La radio cu Andreea Esca la Europa FM.